Cu cărțile în mâine, elevii din clasa 1 de la Colegiul Național Frații Buzești au trecut pragul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman, încântați că astfel vor putea să ajute și alți copii. O să donez cartea Aventurile lui Gulliver. De ce o donez? Pentru că eu am citit-o și aș vrea și ceilalți să citească. Eu am donat cărticica Peter Pan. Cum te-ai gândit la Peter Pan? De ce? Fiindcă e foarte frumoasă, eu am citit jumătate din ea. Vrem și noi să ajutăm comunitatea. Cei mici au fost foarte bucuroși, mai ales că ei mi-au propus și o idee, și anume aceea de a-și crea și ei propria carte. La Biblioteca Județeană, elevii au aflat lucruri interesante despre instituția de cultură și despre activitățile desfășurate în fiecare secție și s-au delectat cu jocuri în ludotecă. Ne bucură foarte mult și această donație de carte din partea celor mici, pentru că asta încercăm și la bibliotecă, și prin ludotecă, și prin activitățile pe care le desfășurăm, să-i aducem pe copii la bibliotecă de la vârste cât mai fragede. Micuții au mers în English Park și piața Mihai Viteazu din centrul Craiovei și au donat cărțile la rafturile stradale amenajate de bibliotecă.